Suntem în partea a doua în privire de ansamblu pe Apocalipsa și vă spun de la început, de data asta nu mai sunt 10 pași ca și ieri, ci numai 2 pași. În primul rând, ce-s cu femeile din Apocalipsa? Avem cel puțin 3 feluri de femei acolo, capitolul 12, capitolul 17 și capitolul 21. 3 feluri de femei. Și al doilea lucru este întrebarea ta, Vali, sau ta, Mihaela, acum. Care e relevanța cărții? De ce e importantă cartea asta pentru noi? Și ce să facem noi astăzi cu ea? Cum să ne raportăm noi la această carte? Spuneam că există 3 femei și le voi lua pe rând. În primul rând este femeia din capitolul 12 și pe urmă femeia din 17 și femeia din 19-21. Dar să încep cu prima dintre ele. Dacă țineți minte de data trecută, de aseară, în acumul profetic sau în prezentul profetic sunt cele 7 biserici, care nu sunt 7 epoci istorice, deși unii și așa privesc lucrurile, fiecare biserică reprezintă o anumită epocă din istorie și noi suntem în perioada, ne-ar place să zicem Filadelfia, dar s-ar prea putea să fim în Laodiceea și sunt și așa tratate cartea. Dar ele erau 7 biserici locale în Asia Mică, în Imperiul Roman și scrisorile sunt adresate acestor 7 biserici. Dar ele treceau prin prigoană și suferință. Și una din întrebări care se ridică, bine, bine, dacă Dumnezeu este suveran și El știe toate și are istoria în căușul palmei Lui, de ce la evrei le-a dat un gosen și nouă nu? De ce Domnul Iisus a zis, nu te rog să iei din lume? Și nu a lăsat în mijlocul bolilor și problemelor și de mijlocul tuturor lucrurilor, dragii mei. Niciunul dintre noi nu suntem scutiți de ele. Niciunul dintre noi. Și aici este capitolele 4 și 5. Sala tronului lui Dumnezeu. Dumnezeu este pe tron. În ciuda tot ce vedem, El hotărăște cursul istoriei. Apoi, în capitolele 6 la 11, te miști din Genesa, capitolul 3 cu 15, până la sfârșitul istoriei. Și prima femeie apare, dar este pomenită în Genesa 3 cu 15, sămânța femeii îți va zdrobi capul, dar capitolele 12 la 14 este o altă trecere prin istorie, de data aceasta pe linia binecuvântării. Pe linia binecuvântării. Să citim primele 6 versete. Mulțumesc din nou cititorului meu. În cer s-a arătat un semn mare. O femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerele nașterii și avea un număr și avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată s-a văzut un mare balaur roșu cu 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care sta să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Da, cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Răpit la Dumnezeu, scaunul lui de domnie și... Femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănit acolo 1260 de zile. Asta este textul. Îl poți citi, reciti și sigur textele îți ridică tot felul de întrebări, pentru că mai ales astfel de texte nu-ți zice, este vorba de cutare femeie. O femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare. Observați un alt limbaj metaforic. Care femeie este cu luna sub picioare? Învăluită în soare, da, dacă ești în raza soarelui. O cunună de 12 stele pe cap. Ce stelele în Apocalipsa? Hristos avea 7 stele în mâna dreaptă. Unii zic că sunt păstorii bisericilor. Nu, dragii mei. Întotdeauna stelele se referă la ființe angelice și aici e vorba de autoritatea lui Hristos. Autoritatea lui Hristos, care are toți îngerii să-i se închine. Toți îngerii să-i se închine. Și atunci, imaginea aceasta femei este o imagine idealizată, metaforică. O femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, cu una de 12 stele pe cap, era însărcinată, țipa în durerile nașterii, avea un mare chin, mare chin. Păi, nu uitați, în capitolul 4 el a fost răpit în cer. Și el este o altă realitate. Când zicea Ioan, am plâns mult, cât e mult în veșnicie, cât e un mare chin, e un chin de o istorie, e un chin de un ceas, e un chin de... A născut un copil de parte bărbătească și a fost răpit la Dumnezeu. Dar era și balaurul pe acolo care avea să-i mănânce femeia. Câteva întrebări. În primul rând,
Cine sunt copilul, balaurul, femeia? Femeia. Cine sunt copilul, balaurul și femeia? Cine sunt aceștia? Dacă mă gândesc de pildă la textul din Psalmul 2, 7 și 8. Vom discuta în sesiunea viitoare despre Vechiul Testament în Apocalipsa. Pentru că una din tragediile zilor noastre este că atunci când citim Apocalipsa, mintea noastră fuge la tot felul de scenarii escatologice, dragii mei, pașaportul verde, chipul de pe mână, pașaportul biometric. Eram să-mi schimb pașaportul și vine o femeie romă cu fustele mari și, eu nu vreau de ăsta, mie dați-mi pe un an. Nu vreau. Eram la Doha, zbor spre Melbourne și cel care ne-a luat pașapoarte înainte de îmbarcare zice, ce pașapoarte. Dar noi ne-am ferit de toate astea, de codul de bare, pentru ca nu cumva să... Și vom discuta despre lucrurile astea. Dar dacă cunoști Vechiul Testament, începi să auzi paralele. O femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, o 12 stele pe cap. Vom vedea paralela. După care, un copil care va cârmui cu un toiac de fier. Well, parcă am auzit asta undeva. Psalmul, capitolul 2, versetul 7. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. În stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Niciun rabin evreu n-ar nega valoarea mesianică acestui psalm. Niciun rabin evreu. Ok, nu cred că Iisus este Hristosul, dar încep să vină la lumină și ei. Duhul lui Dumnezeu începe să lucreze printre ei, dragii mei. Sunt zeci de mii de evrei și rabini și oameni de știință care s-au întors la Iesua, la Domnul Iisus ca fiind Hristosul. Și deja se schimbă climatul și acolo și Dumnezeu știe ce trebuie să facă pentru ei, dar sunt peste 450 de texte mesianice pe care rabinii care nu cred în Iisus le recunosc. Și ăsta este unul dintre ele. Dar acum, când fac paralela dintre Psalmul 2 și copilul respectiv, se face lumină. Și am răspunsul din partea Bibliei. Nu trebuie să fabulez eu cine este copilul. Pentru că în Apocalipsa, capitolul 2, versetul 26, 27, 8, celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da, da? Stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Acum, cine le va cârmui? Copilul care a fost răpit la Dumnezeu cu un toiac de fier? Sau? Dar observați, dacă înțeleg cine este copilul, noi zicem, el este capul. Dar cine-i trupul? Suntem la biserica din Tiatira. Cel ce va birui va domni împreună cu mine. Hristos cu biserica lui va cârmui. Când se va întâmpla treaba asta? Dragii mei, a încercat inchiziția. Uitați-vă la ce rușine a lăsat în istorie. Dar va veni o vreme când Hristos și biserica lui vor cârmui, într-un fel, neamurile cu un toiac de fier. Dar asta va fi doar la sfârșit, de pildă, în capitolul 20, în mileniu. Când citesc aceste texte, în mod clar, am identitatea copilului, este Domnul Iisus Hristos. Este Hristosul lui Dumnezeu. Dar atunci întrebarea este, cine să fie femeia care a născut pruncul de parte bărbătească? În Apocalipsa, capitolul 12, începând cu versetul 7, vedem cum se dezvăluie mai identitatea celorlalte personaje. Și în cer s-a făcut un război. Când femeia a născut pruncul de parte bărbătească, pruncul a fost răpit la cer. De ce e o valoroasă o carte ca Apocalipsa? Pentru că vorbește în imagini. Dragii mei, o imagine adună în ea 1000 de cuvinte. Toată viața Domnului Iisus Hristos și toată istoria Domnului Iisus Hristos este adunată în câteva versete. O femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, cu luna 12 stele pe cap, a născut un copil, a fost răpit. Până și înălțare o am, da? O acolo. Dar în momentul înălțării, crucea este o realitate, învierea este dovada biruinței lui. Iar acum în cer se declanșează un război care până atunci nu putea să se declanșeze.
Citiți cartea Iov, primele versete. Fiul lui Dumnezeu era adunat în prezența lui Dumnezeu. Și vine și șarpele sau vine și Satan. Și de unde vine la cutreierea la pământ? De pe moșiile mele, că doar al meu este pământul. Mi l-au vândit Adam și Eva în Eden. Ai văzut pe robul meu Iov? Ah, hai să fim serioși. Își pune cotul pe tronul lui Dumnezeu și strigă să-l audă toți îngerii. Nimeni nu te slujește dacă nu-l cumperi. Ei dat 10 prunse de toș și ei dat afaceri de zbârnăie totul. El controlează tot comerțul cu cămilele lui. Ia atinge-te de el și sunt convins că te va blestema în față. Putea Dumnezeu zică nu? Deci ia-l. Dar îi pune limite. Să-ți moară 10 copii într-o zi. Toată afacerea s-o pierzi peste noapte. Și să vină Satana, zice, da, dar e sănătos și bine. Deci atinge-te de el, dacă ți-ai viața. Să stai să-ți bate joc copiii de tine pe un măldar de gunoi, să te scarpin cu cioburi și să vină niște prieteni să filozofeze în jurul tău. 7 zile să tacă lângă tine, după care... Mă, Iov, dacă n-ai avea păcate, Dumnezeu nu ți-ar face povestea asta. Cu siguranță ai făcut ceva. Dar vă întreb, ce căutat în etape? Etapa ultimă o găsiți la sfârșitul cărții, Apocalipsa. Scoateți-o din Biblie. Dragii mei, 2 cărți au fost atacate de-a lungul istoriei mai mult decât orice alte carte. Genesa și Apocalipsa. Și vă întreb de ce. Aici apare pe scenă și aici dispare de pe scenă. Și asta Satan nu vrea să știe. Pentru că vrea să-l crezi că este Dumnezeul veacului acestuia. Și Dumnezeu este cel care trebuie să aibă ultimul cuvânt în viața ta. Închină-te mie și îți voi da toate împărățiile pământului. Nu așa a început ispitirea? Și atunci mă întreb de ce aceste 2 cărți sunt bombardate. Acum Hristos a câștigat biruința pe cruce. Facă-mi-se după voia ta. Nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și în momentul acela, în baza biruinței lui Hristos, el vede pe Satana, încă când umbla pe pământ, că va fi aruncat din cer. Și ăsta este textul nostru. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Dar n-au putut birui. Și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și Satana... Cine-i Balaurul cel mare? Șarpele cel vechi, numit diavolul și Satana. E destul de clară identitatea lui. Sigur că da. Cine poate tăgădui identitatea lui? Acela care înșală întreaga lume a fost aruncat pe pământ. Și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. A treia parte din stelele cerului, și aici e vorba din îngerii lui Dumnezeu care au pactat cu el. Copilul Hristos, Balaurul este șarpele cel mare, diavolul Satana. Îl găsim în Genesa. De ce e supărat pe Genesa? Pentru că era doar un șarpe. Țărână să mănânci, vine blestemul peste el. Dar de ce e supărat pe Apocalipsa? Pentru că acolo dispare, dragii mei, este aruncat în iazul de foc. Care arde cu pucioasă, acolo se termină istoria lui. Da, cine să fie femeia? Copilul este Hristos, Balaurul este șarpele cel mare, diavolul, cine să fie femeia? Dragii mei, toată povestea, tot conflictul a pornit din Eden, da? Din Eden, tot conflictul, acolo Dumnezeu anunță soarta șarpelui. De ce e supărat pe cartea Genesa? Din pricina acestui verset. Suntem după păcătuirea celor doi, judecata lui Dumnezeu, sunt înaintea lui șarpele, Adam și Eva și Dumnezeu zice, vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta, sămânța ei, aceasta să va zdrobi capul. Tu îi vei zdrobi călcâiul. Scoate gard de Apocalipsa și te întreb, când se vor împline aceste lucruri? N-ai răspuns în altă parte decât în cartea Apocalipsa. Tu îi vei zdrobi călcâiul. Acum, cine-i femeia? Observați, suntem în Eden. Exista o singură femeie în ora aceea pe pământ, Eva, mama tuturor celor vii. Și atunci s-ar putea să fie Eva, dar Eva are 2 fii, unul îl omoară pe celălalt, ea rămâne singură și la un moment dat rămâne însărcinată și naște un fiu Set. Ce înseamnă Set? Înlocuit.
toată nădejdea ei se pune în pruncul acela din pricina acestei profeții. Se tâlnaște pe Enos și pe vremea lui Enos oamenii încep să cheme numele Domnului. Și acolo pornesc două comunități, dragii mei, Cain, care a fugit în țara Nod, depărtare, fugă, și Set. Și am linia setită și cainită și aveți capitolul 5 și 4 și 5. Și pe urmă am câteva personaje, Enoch aici, Enoch dincolo, Lamech aici, Lamech dincolo. Și când citești cu atenție, încep să vezi cum se desfășoară istoria. Ce înseamnă revelație progresivă? În Genesa am doar un sâmbure, un verset. Dar acum începe să se desfășoare înaintea ochilor mei. Observați, Abel mort, Cain fugar, Set rămâne și atunci promisiunea mesianică merge pe linia lui Set. Pe urmă, Lamech naște un prunc la 182 de ani și îi spune numele Noie. Acesta ne-a izbăvit de toată truda mâinilor noastre din pricina pământului acesta blestemat. Și Noie, dragii mei, împreună cu fiii lui, intră într-o corabie. Și 8 suflete sunt scăpate și Dumnezeu nimicește, îmi pare rău că l-am făcut pe om pe pământ, nimicește toată suflarea decât barca lui Noe cu ceea ce a izbăvit din ea. Și merg mai departe, dragii mei, pe linia lui Noe vin 3 fii, Sem, Ham și Iafet. Pe linia semiților merge mai departe linia mesianică și pe urmă pe Avram, pe Isaac, și pe Ismael, pe Iacov, spune Scriptura, el are 12 fii. Și când citești cu mare atenție Vechiul Testament, vezi că Mesia este promis și leviților, și iosefiților, și lui Iuda. Pe care linie va veni Mesia? Da? Nu spune Moise, Dumnezeu va ridica un proroc ca mine, de el să ascultați. Este o promisiune extraordinară în cântarea lui, care vizează pe Iosif. Întotdeauna între Efraim și Iuda au fost frecușuri. Cine-i întâlnescut? Cine are dreptul la toată povestea aceea? Legământul davidic pecetluiește lucrurile. Legământul davidic este o promisiune unilaterală și irevocabilă. Și din Iuda se naște David, și din David se naște Maria, și din Maria se naște Hristosul, care este Dumnezeu binecuvântat în veci. Dar pe cine se reprezinte femeia aceasta din capitolul 12? Femeia din Apocalipsa, capitolul 12, este femeia idealizată, da? Femeia generică, aceea care duce linia mesianică mai departe. Dar de ce era cu 12 stele pe cap? Țineți minte visul lui Iosif? Da? Cât s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui? Frații lui, toți. Și pe urmă luna și stelele, nu luna și soarele. Iacov și doar, până și Iacov se scandalizează. Știți ce face Iosif? În planul lui Dumnezeu face un pas înapoi între ceilalți patriarhi. Și femeia aceasta este cu 12 stele pe cap. Cu 12 stele pe cap. Și atunci femeia nu cumva este Israelul care l-a dus pe Hristos pe scena istoriei, este femeia care aduce pe Mântuitorul pe scena istoriei. De pildă, în Romani, capitolul 9, Pavel începe să vorbească despre felul în care Dumnezeu alege. Și există două feluri de alegeri, și tocmai discutam dimineața cu Vali. Alegere la slujire și alegere la mântuire. Și sunt complet diferite. Alegerea la slujire este unilaterală și irevocabilă, adică Dumnezeu hotărăște, nimeni nu poate comenta. Atunci când Dumnezeu se înfățișează înaintea lui Avram și Avram tocmai s-a întors în capitolul 14 de la înfrângerea lui Leor, a împăraților și Nearului, să-l mântuiască pe Lot din mâinile lor, Dumnezeu zice, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Doamne, ce-mi vei da? Mor fără copii. Slujitorul din casa mea va fi moștenitorul meu. Nu, nu, nu. Cel ce va ieși din tine. Uită-te la stelele cerului. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. După care, zice, da, 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 prin ce voi cunoaște? Zice, ea
ia animalele, le despică, creează un culoar printre ele, se așează la un capăt al culoarului și îl așteaptă pe Dumnezeu la celălalt capăt. Pentru că în vremea aceea, așa se încheiau legămintele. Veneau dintre cele două părți și trecea unul pe lângă celălalt strigând: cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie trupul meu, dacă eu voi călca legământul. Cel care venea, zice, cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie trupul meu, dacă eu voi călca legământul. Dumnezeu întârzie, se lasă întunericul, adoarme, are un vis, Dumnezeu îi vorbește. Și când s-a lăsat întunericul, niște flăcări de foc au trecut printre dobitoace. Și versetul 18 spune: în ziua aceea, Domnul a încheiat un legământ cu Avram. Nu Avram cu Domnul? Domnul cu Avram. Cu alte cuvinte, Avram dormea, nici nu s-a dezmeticit bine și Dumnezeu zice: Avrame, cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie trupul meu, dacă eu voi călca legământul. După care a continuat: cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie tot trupul meu, dacă tu vei călca legământul. Observați, Dumnezeu nu și-a lăsat loc de întors. Când Avram urcă muntele Moria împreună cu fiul său, care putea crucea în spate lemnele pentru jertfă, și când îngerul Domnului oprește pumnalul, Dumnezeu a zis prin îngerul lui: pentru că ai făcut lucrul acesta, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Pe mine însumi jur. Când Dumnezeu a jurat pe sine, dragii mei, El nu împarte cu nimeni problema. Dumnezeu nu și-a mai lăsat loc de întors. Și ăsta este un legământ unilateral și irevocabil. Dar de ce a fost ales Avram? Să-l aducă pe sămânța. Nu zice semințele, ca și cum ar fi mai multe, ci ca și cum ar fi una singură. Pe Hristos, spune Pavel. Să-l aducă pe scena istoriei, pe Hristos, pe Mântuitorul, pe Cel care este calea, adevărul și viața. Și de aceea legământul este unilateral și irevocabil. Unilateral și irevocabil. În capitolul 9 din Roman, Pavel plânge pe frații săi iudei care l-au respins pe Domnul Iisus Hristos și el spune: aproape că doresc să fiu eu însumi anatema, adică dat spre nimicire, rupt de Hristos pentru frații mei trupești, dar nimeni nu poate muri în locul altuia. După care, știți ce spune despre răzvrătiții și necredincioșii aceia de evrei? Zice: ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii. Și din ei a ieșit, după trup, și Hristosul, care este Dumnezeu binecuvântat în veci. Ei sunt vasul acela pentru întrebuințarea de cinste, comparat cu celelalte neamuri, prin care Dumnezeu l-a adus pe Hristos pe scena istoriei. L-a adus pe Fiul Său, l-a întrupat pe scena istoriei. Dumnezeu binecuvântat în veci. Versetul 13. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Femeia generică care se oprește asupra lui Israel din pricina legământului pe care Dumnezeu îl face cu Avram, apoi cu David, astea sunt cele două legăminte, dragii mei. Legământul mozaic este condiționat. Un legământ condiționat, dacă tu îl rupi, el se rupe. Da? Un legământ condiționat. Un legământ necondiționat, legământul avramic și legământul davidic, dragii mei, sunt unilaterale și irevocabile. Textul spune: când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeie, adică pe Israel. Și cele două aripi ale vulturului cel mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie. Și cele două aripi ale vulturului cel mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, da? Să zboare cu ele în pustie. E o imagine metaforică. O națiune nu primește aripi de vulturi ca să zboare în pustie, dar ce s-a întâmplat? În anul 70 vine pedeapsa peste ei și vom discuta un pic mai încolo la alte femei, dar în 131-32 izbucnește răscoala lui Bar Kokhba. Rabinul Akiba îl socotește Mesia, fiul stelei, da? Bar Kokhba. Și răscoala este înlăbușită,
evrei sunt expulzați din Ierusalim, Ierusalimul este transformat în o cetate păgână, Elia Capitolina, și până după Constantin cel Mare, dragii mei, nimeni nu se mai întoarce în Ierusalim. A fost pur și simplu arat din pricina răzvrătirilor. Răscoala de, sau războiul care este înnămușit, răscoala înnăbușită în anul 70, a produs pagube imense robanilor, dacă citiți Iosif Flavius și vedeți ce s-a întâmplat. Și în cazul acesta, prin marea dispersie care începe în 135, femeia este dusă într-un loc pustiu și diavolul nu mai știe după cine să alerge. Câte vreme Israelul era un stat, putea fi țintit și urmărit, e adevărat? Când l-au împrăștiat peste tot, după cine să mai alerg, zice diavolul. Dar uitați-vă ce se întâmplă. În locul ei, unde este hrănită o vreme, vremuri și jumătatea unui vrem, de și vremea față... aceasta a trecut din perspectiva noastră, pentru că în 1948, în anul în care m-am născut eu, s-a reînființat statul Israel. Și o primă parte din Ezechiel 37 este împlinită acolo. Valea de oase s-a adunat la oaltă și acum Israelul este plin de trupuri moarte. Încep să învie pe aici, pe acolo, unele dintre ele, dar încă n-a venit strigarea. Vorbește Duhului ca să devină o armată puternică pentru Domnul. Dar apoi vin capitolele 38-39 cu războiul lui Gog din Magog și cu 7 ani să încep să adun stârvurile și să îngropi și să... Dar textul continuă. Atunci șarpele a aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie, ca să o ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura și a înghițit râul pe care l-aruncase balaurul. Balaurul, da. Credeam că știi textul pe din afară, da? Te rog. Și balaurul mâneat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Femeia învăluită în soare îl aduce pe Hristos, pe Mesia, pe scena istoriei, și balaurul se năpustește împotriva femeii. Dumnezeu ia și o împrăștie prin lume pentru o vreme, și vremea asta a durat vreo 2000 de ani, da? O împrăștie prin lume, după care balaurul zice și el își refocalizează toate forțele împotriva rămășiței femeii. Dar ce se spune despre rămășița femeii? Păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Țineți minte paranteza din capitolul 7? Când în loc ca mânia mielului se reverse asupra împăraților pământului, mielul e asupra lui. Suntem la cruce. Toată pedeapsa. Ca să lase un an de îndurare. Și începe pecetluirea. Cine sunt pecetluiți mai întâi? Ce om? 144 dintre semințiile lui Israel. Evrei. Biserica a început în creuzetul evreiesc, dragii mei. N-a început cu noi neamurile, dar când evreii l-au respins, pilda împăratului, nunții fiului de împărat, duceți-vă la răscrucea drumurilor și adunați bun răi pe care îi găsiți. Și sala de oaspeți s-a umplut de oaspeți. Da, s-a umplut de oaspeți. Cu alte cuvinte, Dumnezeu i-a chemat pe evrei nu ca să-i scarpine în cap, dragii mei, doi poporul ales, ce scâinii. Nu. Avram a fost ales de dragul neamurilor și pentru neamurii. Și evreii au uitat lucrul acesta și-au ridicat năsucul pe sus și și-au călcat în picioare menirea. Da? Dumnezeu i-a ținut cu forța pe scena istoriei până și-au împlinit, după care le-a oferit mântuirea mai întâi iudeilor. Când ei au respins, i-a trimis la coada rândului. Și când va intra numărul de plin al neamurilor, capitolul 11 din Romani, se vor pomeni față în față cu cel pe care l-au străpuns. Ne spune versetul 7 din capitolul 1 sau Zaharia 12:10. Dar observați aici, rămășița femeii este făcută din două categorii de oameni. Cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința în Iisus Hristos. Cei care mai întâi l-au primit pe Mesia, l-au recunoscut pe Iesua ca fiind trimisul lui Dumnezeu, unsul lui Dumnezeu. Dacă încerc să-mi imaginez lucrurile, am femeia, am sămânța ei și am rămășița seminței ei. Dar interesant, femeia este luată de pe ecranul meu și dusă într-un loc pustiu să fie păzită acolo timp de o vreme și o jumătate de vreme cât o fie aceea. Da? Dar rămâne rămășița femeii și șarpel începe să urmărească rămășița seminței femeii. Și asta mă obligă să mă duc la a doua femeie din Apocalipsa. Dar mă opresc pentru întrebări, dacă aveți, de prima.
sunt trei personaje importante. Femeia, balaurul și pruncul. Am văzut că femeia este femeia generică, din pricina imaginii, care se adună pe Israel, cei care l-au adus pentru patul fiului lui Dumnezeu pe scena istoriei. Balaurul este șarpele cel mare, diavolul, cel care înșală întreaga lume. Și copilul este Hristos, cel pe care Israel îl aduce. Ei sunt israeliți sau în fierea din ei și după trup Hristosul care este Dumnezeu, binecuvântat în veci. Amin, spune. Cine să fie femeia și rămășița ei după acest eveniment? Pentru că femeia n-a dispărut, doar că este luată, îi se dau aripile vultului și este dusă într-un loc pustiu să fie păzită acolo o vreme, da? O vreme. Rămășița seminței ei trebuie să fie cei care l-au recunoscut pe Hristos, pentru că e vorba de păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Avem și 144.000 și parte din gloata cea mare pe care o vedem în versetul 9 din capitolul 7. Eu aș face un pas mai departe, dacă voi mai trăiți și dacă mai există și un geam care poate fi deschis pe aici, ca să nu leșinați în vă ascult. Aici se spune despre Mântuitor, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Uh-huh. Este vorba de a se dezbrăca din slavă cerească și naștere pe pământ sau să le aduce? Dar ca să răspund la un astfel de text, unde m-ați trimite în Biblie, de pildă? Este textul din capitolul 2, din... dar aici sunt în Vechiul Testament, Psalmul, capitolul 2, versetul 7. Și atunci, în fapte, ce scrie acolo, Vali? Explică. Poți să spui în cuvinte? Dar gândiți-vă la un alt text, de pildă, Evrei, capitolul 1. După ce a vorbit părinților noștri în vechime, în multe rânduri, în multe feluri, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Dar cine este Fiul? Când îl aduce iarăși în lume, el zice, toți îngerii să-i se închine. Și acolo avem scena încoronării Domnului Iisus Hristos. Ori Pavel îl numește, nu în fapte, ci îl numește în Coloseni, cel întâi născut dintre cei morți. Cei întâi născut dintre cei morți. Și atunci, imaginați-vă, când la scena încoronării se ridică tatăl în picioare și zice, șez la dreapta mea, Psalmul 110, versetul 1, până voi pune pe toți vrășmeași așteptări al picioarelor tale. Cine era cel care a venit în ceruri? Cel care a plecat din ceruri? Nu, nu, nu. Cerul n-a mai primit înapoi ce a dat. Cerul a primit pe unul dintre noi, într-un trup de slavă. Și atunci era o noutate absolută în prezența lui Dumnezeu. Și atunci, astăzi te-am născut dintre cei morți, pârga celor adormiți, așteptând împlinirea și celorlalți. Și atunci textul din Evrei cu scena încoronării îmi deschide mintea să văd despre ce-i vorba. Ce spune capitolul 13, Vali? Te rog. Și după ce am... Faptele Apostolilor, capitolul 13, citesc de la versetul 29. Și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Uh-huh. El s-a arătat timp de mai multe zile celor ce se suise cu el din Galileea la Ierusalim și care acum sunt martorii lui înaintea norodului. Și noi vă aducem vestea aceasta bună. Căci făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiilor, înviind pe Iisus, după cum este scris în Psalmul al doilea. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Dacă citiți Evrei, capitolul 5, mulțumesc frumos, Vali, ci observați, Psalmul este legat de învierea lui Hristos, dar învierea lui Hristos este o înviere din morți. Și atunci termenul pe care îl folosește Pavel în capitolul 1 este cel întâi născut dintre cei morți, capul și domnul bisericii, da? Și
într-un fel este, spuneam, o noutate absolută în univers. Cerul n-a primit înapoi ceea ce a dat. Ci acolo este unul dintre noi care ne așteaptă, marele nostru preot, după rânduia lui Melchisedec. Capitolul 1 din Evrei este scena încoronării, când în dimineața învierii Maria dă să-i prindă picioarele, zice, nu mă ține! Încă nu m-am suit la tatăl meu și la tatăl vostru. Du-te la frații mei, spune că mă sui la tatăl meu, tatăl vostru, Dumnezeul meu, Dumnezeul vostru. Maria fuge, Iisus pleacă, e scena încoronării și seara vine înapoi ca mare preot, după rânduiala lui Melchisedec, și suflă Duh Sfânt peste ei în seara învierii și acolo se naște biserica, dragii mei, nu la Rusalii. La Rusalii începe Duhul Sfânt lucrarea publică, biserica se naște în seara învierii, în camera de sus. Secerișul începe de-a doua zi, exact ca și în Israel pe vremea respectivă. Și atunci, astăzi te-am născut, l-aș lega de moarte, înviere și de toate lucrurile acestea. În niciun caz, uitați-vă la toată problema care se ridică când încep să negi divinitatea Domnului Iisus Hristos. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era un Dumnezeu. Am stricat cu ceva? Și numai câteva versete trebuie să schimb și în Coloseni ca să îl faci pe Hristos subordonat, făcut, da? Ori Hristosul, dragii mei, este eu și Tatăl, una suntem. Apocalipsa lui Ioan este fantastică, pentru că Ioan îl prezintă divinitatea lui Hristos amestecându-l cu Tatăl, că nu-i poți desface. Da? Cu Tatăl, nu-i poți desface. Și atunci aceste dovezi interne, Vali, vorbesc despre cartea asta mai mult decât toate dezbaterile pe care noi le-am putea avea. Pentru că realmente de divinitatea lui Hristos depinde absolut tot ce avem. Dacă Hristos nu este același cu Tatăl, noul legământ nu există. Pentru că trebuia contrasemnat de testamentar. Acesta este sângele meu, care se legământul zice, dar cine ești tu, mă rog frumos? Tatăl trebuie să moară ca să valideze testamentul. Ori divinitatea lui Hristos devine absolut esențială. Și Ioan îl prezintă pe Hristos ca fiind, da, născut din femeie, ca să identifice cu noi, dar este Dumnezeu întrupat între noi. Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Când Pavel a înțeles lucrul acesta, dragii mei, și-a trântit de pământ toată învățătura lui rabinică și s-a lipit de Hristos și a zis, de El nu mă las. Nici mort. Da. Nici mort. Însă și faptul spune că rugăciunea lui a spus, vin la tine, Tată, cu slava pe care o aveam înainte de întemeierea lumii. Da. Vadă care relatează problema asta, cred că e bine așa. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. El a venit cu o lucrare, asta înseamnă Hristosul, trimisul, unsul. Și El a venit să facă o lucrare pe care nici unul dintre noi n-ar fi putut să o facă. Și asta este singura noastră nădejde pentru mântuire. De-aia El este calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Cartea Daniel e foarte frumoasă, îmi pare rău că n-am adus mai multe, dar când aveți o clepsidră, povestea aia, ceasul ăla cu nisip, știi? Gâtul clepsidrei este practic Hristosul. Nimic nu urcă, nimic nu coboară. Totul trebuie să treacă prin El. Totul trece prin El. El este hotărât de Dumnezeu ca planurile Lui să îndeplinească în El. Dar mai sunt două femei. Și cea mai complicată este cea care urmează. Și aici probabil sunt toate frământările și dezbaterile noastre. Observați, femeia l-a adus pe Hristos pe scena istoriei, diavolul se nepusește împotriva ei, Dumnezeu o ia și o duce și o împrăștie prin lume și o ascunde pentru o vreme și vremea pare să termine, ceasul bate la ușă, dragii mei, uitați-vă ce se întâmplă în jurul Israel zilele noastre. Dar există și o rămășiță a seminței femeii. O rămășiță a seminței femeii. Și când femeia dispare, diavolul își reorientează tot tirul împotriva rămășiței seminței ei. Dar priviți tragedia metamorfozării acestei femei. Dacă am femeia din capitolul 12, observați, femeia care este dusă în pustie, am adus-o jos.
Și rămășița seminței ei a fost lăsată ca să ducă Dumnezeu planurile lui mai departe prin ea. Acum ochii mei nu văd ce scrie pe ecran, dar mă ajute Cristi. Du-te pe orizontală, te rog. Începe cu femeia, merge în continuare cu rămășița seminței femeii care țin mărturia lui Iisus Hristos. Și păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos și... Apocalipsa 7, de la 1 la 8. Apocalipsa 7, de la 1 la 8, pecetluirea celor 144.000. 7, de la 9 la 7. Gloata cea mare, care nu poate să o numere nimeni, care stau înaintea tronului și se bucură de mântuirea care există în Hristos. 15, de la 1 la 4. 15, 1 la 4, tronul lui Dumnezeu, marea de sticlă cu alăurtele în mână, biruitorii fiarei, cântă lui Dumnezeu, cântarea lui Moise și cântarea... Mielului, da? Cântarea lui Moise și cântarea mielului. Și când cobor un pic mai jos, am mireasa lui Hristos, pe care o găsesc la sfârșitul cărții. Dar ce s-a întâmplat cu femeia? A? Ce s-a întâmplat cu femeia? Ce scrie în pătratul acela mare și negru? Curva cea mare, Apocalipsa 17-18, Ierusalimul apostat. Wow! Da, e tot felul de interpretări, dragii mei. Și din nou, nu trebuie să credeți o boabă din ce vă spun. Judecați, rugați-vă, deschideți Biblia și discutați. Dar vin la capitolul 17 și vreau să citesc textul. Că părerile mele sau ale dumneavoastră realmente nu contează. Dar ce spune textul? Ce spune textul? Apoi unul dintre cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire. Cele ultimele potire ale lui Dumnezeu. Da? A venit de a vorbit cu mine și mi-a zis. Vino să-ți arăt judecata curvei celei mari, care șade pe ape mari. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Acum, spuneți-mi, despre cine poate un bărbat să vorbească în termenii ăștia? Cu voce tare. Numai despre soția lui. Eu nu pot să merg prin Viena și orice femeie pe care o văd zic, uite, o altă curvă. Iertați-mi vocabularul, l-am împrumutat din Biblie. Nu pot face lucrul acesta. Dar când ai intrat într-un legământ cu soțul tău și începi să curvești cu împărații pământului și cu Dumnezeii și idolii din jur, lucrurile se complică, nu-i așa? Și acolo Ohola și Oholiba, dacă tocmai veniți, Gabi, din Ezechiel, da? De ce le numește Dumnezeu așa? Pentru că durerea lui cea mare, Osea, du-te ia și o nevastă de curvie. Și o ia pe Gomer, dragii mei, și îl înșală și merge cu ibovnici. Și Dumnezeu, nu, dă și caut-o. Și Osea se încarcă cu toată durerea lui Dumnezeu, care stea cu pixul în mână sau cu pana în mână să semneze cartea de despărțire. Profetul, când vorbește numele Domnului, trebuie să simtă inima lui Dumnezeu. Cum să te dau, Efraime? Și el semnează cartea de despărțire. Și odată cartea semnată, nu mai poate primi înapoi. Relația, dragii mei, s-a frânt pentru totdeauna. Deuteronom, capitolul 24. Bărbatul cel din tâi nu poate primi înapoi după ce a ajuns nevastă altuia. Nu poate primi înapoi. Dumnezeu se leagă cu acest verset pe sine, pentru că el nu dă porunci care nu-l vizează pe el. Ieremia, capitolul 3, versetul 8. Ce s-a întâmplat cu Iuda în 586? Dacă este dreptate cât negru sub unghie în Dumnezeu, Iuda era mai vinovată decât sora ei. Dragii mei, 586 este ruperea legământului mozaic cu poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-i mai poate primi înapoi în baza vechiului legământ. Și de aceea, înainte ca să semneze cartea de despărțire pentru Iuda, Dumnezeu anunță noul legământ prin Ieremia. Singura modalitate de întoarcere la Dumnezeu este prin Iisus Hristos. Singura modalitate de întoarcere la Dumnezeu. Versetul 3. Și m-a dus în duhul într-o pustie. Și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă și avea 7 capete și 10 coarne. O femeie șezând pe o fiară. Câte personaje sunt aici? Două personaje complet distincte. Femeia nu-i fiara, fiara nu-i femeia. Sunt două personaje complet distincte. De culoare stacojie, coarne, capete, da?
Versetul 14. Femeia aceasta era îmbăcată cu purpură și stacojiu. Era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur, plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. În limbaj biblic, asta este idolatria. Înstrăinarea de Dumnezeu, da? Plină de spurcăciunile curviei ei. O femeie îmbrăcată, cu un potir în mână, șezând pe o fiară, foarte interesant descrisă. Versetul 5. Pe frunte purta scris un nume, o taină. Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Babilonul cel mare, știm, Babilonul este cetatea lui Nebucadnețar. Da, dar în capitolul 10 din Apocalipsa, o altă paranteză, care se zice 11 în Apocalipsa, zice, acolo, în Sodoma și Egipt, a fost răstignit Domnul lor. De ce îi spune la Ierusalim Sodoma și Egipt? Și de ce îi spune lui Ierusalimul acum Babilonul cel mare? Observați felul în care Dumnezeu vorbește despre o cetate foarte clară. Singura cetate de pe fața pământului în care a fost găsit sângele tuturor martirilor este Ierusalimul. Singura cetate. Știți de ce? Pentru că sângele Domnului Iisus Hristos prețuiește că toate păcatele lumii acesteia. Toate păcatele. Când evreii au strigat sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri, nebunii de ei n-au știut ce cer. Uitați-vă la istoria lor. N-au știut ce cer. Și Apocalipsa vine și vorbește despre povestea asta. Sodoma, Egiptul, Babilonul, cetatea cea mare. Versetul 6. Și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Iisus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare. Și îngerul mi-a zis, de ce te miri? Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă și care are cele 7 capete și cele 10 coarne. Fiara și femeia. Ați spus cu gura dumneavoastră, două personaje distincte. Fiara nu-i femeia, femeia nu-i fiara. Da? Și atunci trebuie să las textul să-mi lămurească cele două lucruri. Dați-mi voie să încerc să vede cine o fi fiara. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea are să se ridice din adânc și are să se ducă la pierzare. Și locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. Aici este mintea plină de înțelepciune. Cele 7 capete sunt 7 munți pe care șade femeia. Cele 7 capete sunt 7 munți pe care șade femeia. Cele 7 coline pe care este așezată Roma. La ora asta, da? La ora respectivă. Cele 7 coline pe care este așezată Roma. Sunt și 7 împărați. 5 au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă și când va veni el, va rămâne puțină vreme. Puțină vreme. Și fiara care era și nu mai este, ea însăși este al 8-lea împărat. Este din numărul celor 7 și merge la perziare. Fiara care va veni, al 8-lea împărat și merge la pierzare. Câteva lucruri pe care le-am citit în text. Unu? Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Era și nu mai este. Doi? Se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. Și va veni. 7 împărați, 5 au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă și când va veni, el va rămâne puțină vreme. Puțină vreme. Fiara care era și nu mai este, ea însăși este al 8-lea împărat. Acum, dacă deschideți Wikipedia și vă uitați la împărații Romei și începeți să, pentru că sunt 7 munți, pe vremea respectivă, puterea hegemonă în tot bazinul mediteranean era Roma, pe vremea în care Ioan scrie, ei erau puterea. Octavian Augustus, aveți datele domniei lui, este primul împărat. Înaintea lui a fost Iulius Cezar, da? Iulius Cezar. Dar dacă vin și încep să număr împărații, ce spune despre 5 au căzut? 5 au căzut. Păi cine a căzut? Iulius Cezar, Octavian Augustus și toți ceilalți, incluzându-l pe Nero. Dacă Nero a căzut, Nero moare în 68. Asta în sine îmi spune că nu pot împinge Apocalipsa pe 92-93, ci el a căzut în iunie, în 68 moare Nero.
este fiara care era și nu mai este, de ce? A prins Roma, a persecutat creștinii, a făcut torțe din ei în grădinile lui, dragii mei, și citiți istoria și vedeți cruzimea lui Nero. Dar nu mai este. Așa se le-a împărat, este galba și îl va veni, va sta puțină vreme și ceilalți doi, pe urmă este un conflict între ei, abia că se suprapun unul cu celălalt. Și al optelea, care este fiara însăși, este Vespasian. Vespasian conduce armatele și înnăbușe cu Titus și Domitian, cei doi fii ai lui, înnăbușe răscoala, dragii mei, dărâmă Ierusalimul, n-ar fi vrut. Titus n-ar fi voit să dărâme templu, n-ar fi voit. Evrei și-au aprins templul, dragii mei. Evrei s-au luptat între ei. Evrei au făcut dezastru în Ierusalim, din pricina facțiunilor dintre ei. Citiți, vă rog, pe Iosif Flavius și vedeți. Și atunci, de ce este fiara? Pentru că el vine și, într-un fel, aduce verdictul lui Dumnezeu asupra cetății apostate, asupra femeii care i-a întors spatele, a călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, l-a dat la moarte și a cerut sângele lui să cadă asupra lor. Ceilalți împărați, dacă împing în 92-93, aș fi pe vremea lui Domitian. Lucrurile nu se potrivesc acolo, indiferent ce aș vrea să fac cu cartea Apocalipsa. Dar femeia din Apocalipsa 17-18. Femeia șade pe fiara cu șapte capete. Șade pe fiara cu șapte capete. Cele șapte capete sunt cei șapte munți. Și cine să fie femeia, da, care șade și este îmbătată cu sângele sfinților? Femeia? Fiara a despuiat pe femeie, adică cetatea cea mare, și a ars-o în foc, împlinind astfel planul lui Dumnezeu. Fiara, Roma, puterea politică atunci, ca să năbușe răscoala, a despuiat-o pe femeie, a ars-o în foc. Da? Femeia este cetatea cea mare. Matei, capitolul 22 și 23. Țineți minte ce spune Domnul Iisus. Un împărat a făcut o nuntă fiului său și a trimis la cei poftiți. Veniți, nunta este pregătită. Ah, mi-am cumpărat o pereche de boi, mă duc să încerc. Tocmai mi-am cumpărat un ogor. Nu mi-am terminat lucru în afacerile mele. Da. Well, vin înapoi și zice, duceți-vă la răscrucea drumurilor și adunați pe toți cei pe care veți găsi. Sala de oaspeți se umple. Și intră împăratul și vizitează oaspeții. Prietene, ce cauți aici fără haina de nuntă? Da? Știți toată povestea. Dar acum, dacă citeți doar câteva versete, versetul 2. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. Au pus mâna pe rob și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Cine a trimis oștile sale? Dragii mei, nicio putere străină nu a atacat Ierusalimul fără porunca Domnului. E adevărat? Nici Asiria, nici Babilonul, nici Roma. Nicio putere străină. Lumina ochilor mei, eu voi păzi granițele voastre. Ori de ce în ultima zi de sărbătoare Hamasul a dat buzna, a făcut praf totul și a făcut un genocid acolo? De ce? Unde a fost Dumnezeu evreilor? Dar cine sunt ei la ora asta? Din 10, dacă îi oprești, 9 nici nu crede în Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu, da? Se pot bate cu pumnul în piept și cere rugăciuni. Nici nu crede în Dumnezeu. 9 dintre ei, dragii mei. Iar ceilalți, Dumnezeu știe. Mulțumesc pentru toți cei care încep să creadă în Mesia și să strige acum pe internet că Iisus este Hristosul. Dar gândiți-vă că dacă duc mai departe lucrurile din pilda pe care am citit-o în capitolul 24, acolo Domnul Iisus descrie căderea Ierusalimului, nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmate. Lucru care s-a împlinit 40 de ani după ce a rostit această profeție. Versetul 37 din capitolul 23. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și pe cei trimiși la tine. Ce era în mâna lui? O cupă plină cu, în primul rând, necurățiile curviei ei, dar cu sângele sfinților. Omori pe proroci și pe cei trimiși la tine. De câte ori? Am vrut să te strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripa și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie.
Căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. De acum încolo, 30 după Hristos, 1948-2024, cât mai trebuie să întârzie ca să împlinească profeția aceasta? În Zaharia, capitolul 12, versetul 10, Dumnezeu va turna un izvor de îndurare peste ei, li se vor deschide ochii, mă vor plânge pe mine pe care l-au străpuns. Și atunci va începe o trezire spirituală în Israel, dragii mei, pe familii. Acum se întorc unul aici, unul acolo, în toată lumea. Dar atunci se va întâmpla ceva. Și aproape când vine să strig, Maranata, vino, Doamne Iisuse Hristoase. Dar toate astea se vor întâmpla în vremuri de strâmtorare. O bună parte dintre ei vor pieri. Războiul va fi cumplit, dragii mei. Citiți ultimul capitol din Zaharia. Este ca un război atomic. Le putrezesc ochii în orbite, cade carnea de pe ei. Muntele măslinilor se despică și ei trebuie să fugă ca într-un bunker să se ascundă. Și atunci a venit Domnul cu îngerii lui să se va împlini Apocalipsa, capitolul 19. Și se armonizează Scriptura, versetul 1. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Femeia, cetatea cea mare, da? Cetatea cea mare. Uitați-vă cum este descrisă. Apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt popoare, neamuri și limbi, da? Cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara vor urâ pe curvă, o vor pusti și o vor lăsa goală. Carnea o vor mânca și o vor arde cu foc. Dar cum anume Ierusalimul șade pe o curvă? Suntem în curtea lui Pilat. Și Pilat zice, ce să fac cu împăratul iudeilor? Spuneți-mi ce au răspuns ei. Noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul. Well, noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul. Dragii mei, împăratul lor a urât pe curvă, a ars-o în foc. Dar cum adică șade pe noroade multe, că doar niciodată Israelul a fost de vremea lui Solomon? Și, din păcate, foarte multe din imagistica legată de perioada lui Solomon o regăsim, dragii mei, în alte cărți profetice și o găsim și aici. Dar dacă citesc textul mai departe, căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la îndeplinire planul Lui. Cine le-a pus în inimă? Dumnezeu. Nimic nu se întâmplă fără voia Lui. Să se învoiască pe deplin și să dea fiarei stăpânirea lor împărătească până se vor îndeplini cuvintele Lui Dumnezeu. Nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată, a zis Dumnezeul întrupat, a zis Hristosul. Observați am fiara și femeia. Femeia călărește pe fiară. Tu ești împăratul nostru. Noi nu avem nevoie de împăratul iudeilor, de trimisul lui Dumnezeu. Cezar este împăratul nostru. Cezar se întoarce, dragii mei, împotriva ei și o mănâncă pe femeie și o despoaie și o arde în foc și dărâmă cetatea. Și dărâmă cetatea. Versetul 18. Și femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împărații pământului. În ce fel? Șade pe noroade multe. Dragii mei, când a venit Paștele răstignirii Domnului Iisus Hristos, adunați din toată diaspora, erau la Ierusalim cei care veneau la sărbătoare, nu-i așa? Dacă citesc numai capitolul 1, primele 13 versete din Apocalipsa, din Faptele Apostolilor, am cel puțin 14 neamuri, oameni din toate familiile pământului, semiți, hamiți, afetiți, de acolo reprezentanți, toți erau adunați la Ierusalim. Dar ce făceau ăștia? Păi veneau cu dările de la templu. Atâta băneți se scurgea spre Ierusalim, dragii mei, spre templu, care devenise o casă de comerț, ca pe vremea lui Solomon, încât popoarele din jur o trebuie să dea legi să nu se mai scoată argintul din țară. Da? O trebuie să dea legi. Și atunci, mama curvelor pământului avea o grămadă de fiice prin jur. Avea o grămadă de fiice prin jur. De pildă... Curva cea mare șade pe ape mari, șade pe o fiară de culoare stacojie cu 7 capete și 10 coarne,
e îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Isus, șade pe șapte munci, adică pe fiară. Apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Toți cei care veneau din diaspora și prin care, practic, templul trăia și comerțul înflorea în templu. Domnul Iisus trebuie să intre cu biciu să răstoarne masa schimbătorilor. Dar de ce era nevoie de schimbători de bani? Pentru că veneam cu bani românești, cu bani turcești, cu bani de nu știu ce, veneam la Viena și trebuia cumva să ne cumpărăm miei, că nu puteam căra miei cu noi peste țări și mări. Și atunci să putem aduce jertfa și să putem împlini lucrurile și să cheltuim și să ne bucurăm. Cine credeți că profita din toată treaba asta? Preoții, da? Templu, cu toate povestea. Dacă mă gândesc doar la cele 14 neamuri din Fapte, capitolul 1, vedeam cine vine și atunci întrebarea este cum se împacă Roma cu diaspora, da? Femeia ședea, este mama curvelor pământului, că este mama curvelor, trebuie să fie mai multe pe undeva, și ele toate călăreau pe fiare, care este în mod clar Roma, și care se bucurau de protecția ei, că cezarul este singurul nostru împărat. Sau? Sinagogile diasporei și Ierusalimul și templu. Nu e așa? Citiți Apocalipsa, primele trei capitole. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 9 și 10, 8, 9, 10. Îngerului bisericii din Smirna scriei, iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și cel ce a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat și bat jocurilor din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt. Bat jocurilor celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt? O sinagogă a satanei. O sinagogă a satanei. Wow! Dacă sinagoga era satanei, templul era transformat într-o peșteră tâlhari. Puneți noastră la oaltă lucrurile. Înțelegeți acum limbajul folosit de Ioan, mama curvelor pământului. Dar curvele pământului erau sinagogele vândute într-un fel în mâna celui rău. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos cel înviat. Ia să iau un alt text din capitolul 3. Îngerul lui bisericii din Filadelfia scriei, iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Îți voi da din cei ce sunt în sinagoga satanei. Și? Dacă sinagogile erau ale satanei, ale cui să fie Ierusalimul și templul? Și asta e întrebarea cu care te lasă cartea Apocalipsa. Observați, cu femeia s-a întâmplat ceva, s-a întors împotriva lui Hristos, doar rămășița seminței ei țineau credința lui Iisus Hristos și împlineau poruncile lui Dumnezeu. În 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 14-15, ascultați ce scrie Pavel într-o vreme de strâmtorare pentru biserica abia născută. Căci, fraților, voi ați călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu care sunt în Hristos Iisus în Iudeea, pentru că și voi ați suferit din partea celor de un neam cu voi aceleași rele pe care le-au suferit ele din partea iudeilor. Iudeii aceștia au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci. Pe noi ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu și sunt vrășmași tuturor oamenilor. Tuturor oamenilor. De ce? Că și ne opresc să vorbim neamurilor ca să fie mântuite. Observați, cei mai mari dușmani lui Pavel și a Evangheliei s-au născut în sinagogi. Dar ce erau sinagogile? Curvele din vremea respectivă ale satanei. Și ei s-au întors, aproape că l-au linșat pe Pavel, cei din Asia, când în capitolul 20 vine la templu și vine și se supune rânduielilor din templu. Aproape că l-au lișat. Romanii au trebuit să-l smulgă din mâna lor și așa ajunge el la Roma. Astfel, ei totdeauna pun vârf păcatelor lor, dar la urmă e ajuns mânia lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 17, versetul 5. Pe frunte purta scris un nume, o taină. Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Cele trei femei din Apocalipsa. Capitolul 12. Femeia idealizată, Israelul. Israelul care aduce pe Hristos pe scena istoriei. Capitolul 17, 18. Israelul apostat, reprezentat prin Ierusalimul apostat. Prin Ierusalimul apostat. Cine să fie femeia din 19, 21? Observați trei femei. Dacă merg mai departe, femeia din 19-21 este mireasa mielului.
mireasa mielului. Capitolul 19, versetele 6. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca voietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nuntea mielului, soția lui s-a pregătit. Și I s-a dat să îmbrace in strălucitor și subțire. Inul strălucitor și subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. N-au cumpărat, n-au realizat, n-au niciun merit, au primit. I s-a dat să îmbrace cu in subțire. Moartea și învierea Domnului Iisus Hristos creează cadrul pentru nunta mielului. Duceți-vă și chemați pe cei poftiți la masă. Nunta este pregătită, vitele îngrășate au fost tăiate. Suntem prea ocupați. Tocmai am venit în Viena. Avem 3 joburi ca să ne plătim casa, ca să alergăm. Dragii mei, aceeași poveste și în România. Aceeași poveste peste tot. Nunta este pregătită. Cei poftiți sunt rași, dragii mei, la porunca lui Dumnezeu. Împăratul și-a trimis oștile împotriva lor. Și sala de ospăți s-a umplut cu mine, cu tine, cu cei care am crezut în Domnul Iisus Hristos. Cele 3 femei. Femeia idealizată, Israelul și Israelul apostat și mireasa, biserica sau noul Israel. Rămășița seminței femeie, biserica sau noul Israel. Care să fie relevanța cărții pentru noi? Observați, în cheia în care am citit Apocalipsa, vizează vremurile de atunci și acolo. Am 7 biserici împrăștiate prin Asia, am un Ierusalim pregătit pentru junghiere, dragii mei, pentru focul mâniei lui Dumnezeu, pentru că au zis sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Hui, răstignește-l, nu ne interesează! Pilat a avut mai mare dreptate, împăratul iudeilor, decât ei, poporul lui. A venit la Isai și Isai nu l-au primit. Dacă mă uit la structura cărții, am o triplă introducere, am miezul cărții, capitolul 2 și 3, și pe urmă Dumnezeu deschide perspectiva din 4 la 22 ca să vorbească celor șapte biserici. Observați, cele 7 biserici sunt în punctul focal, sunt prezentul profetic și totul trebuie raportat la ele, acele 7 biserici. Ați avut imaginea înaintea voastră. În orice carte din Biblie ești. Orice carte este determinată de 3 contexte, contextul literar, istoric și teologic. Axiomele fundamentale de interpretare a Bibliei este că Dumnezeu a vorbit ca să facă înțeles. A vorbit în timp și spațiu. El nu se contrazice și pentru că este Dumnezeu, el rămâne normativ și relevant de-a lungul întregii istorii. Și de aceea cartea Apocalipsa mă vizează și pe mine astăzi. Dar ce trebuie să fac? Dragii mei, nu spiritualizarea textului este soluția. Repede, repede la ce am de făcut. Ci trebuie să-ți iei obicei, să-ți iei oboseala, să treci pârleazul dincolo la ei, atunci și acolo. Ce a însemnat textul pentru cele 7 biserici? Cum au înțeles ei textul? Nu cum l-am putea înțelege noi? Asta e prima întrebare. Și abia după ce ți-ai făcut tema, trebuie să te întrebi ce înseamnă textul pentru mine acum și aici. Pentru mine acum și aici. Spuneți-mi, aș greși foarte mult dacă aș scoate cele 7 biserici și aș pune biserica de aici, în locul ei? Aș găsi foarte mult? Cine are urechi să asculte ce zice? Cele 7 biserici măsoară întreaga istorie, dragii mei. Și avem tiparele pe care sunt așezate toate bisericile din istorie. Și atunci mă întreb, când citesc Apocalipsa, avându-mă pe mine, pe noi, în centrul atenției Duhului lui Dumnezeu, oare ce îmi vorbește Dumnezeu prin capitolele 4 și 5? Da? Toți cei ce voia să trăiască în neprihănire vor fi prigoniți. Cu alte cuvinte, noi suntem străini și călători. Nu vă așteptați, dacă ați plecat din România, să vă meargă foarte bine pe aici. Îmi pare rău să vă spun. Domnul i-a zis, nu te rog să iei din lume. Dar capitolele 4 și 5, voi vorbi mâine dacă Dumnezeu ne ține,
văd că pe tron șade cineva. Tronul lui Dumnezeu cheamă pe scena istoriei caii, îngerii care sună din trâmbiță și varsă potirele. El controlează istoria. Și dintr-o dată, uitându-mă la crucea Domnului Iisus Hristos, mă liniștesc. Dar în capitolul 6 la 11 văd desfășurarea istoriei. Din Genesa 3 cu 15. A patra, dragii mei, când pleacă călărețul și începe uciderea, din patru oameni unul moare, adevărat? Din patru oameni unul moare. Și pe urmă lucrurile încep să continue. Până când se adună martirii sub altar la pecetea 5-a. Când mă duc în capitolul 12, am toată istoria mântuirii într-o imagine. Femeia învăluită în soare, cu luna sub picioare, Hristosul se naște, este răpit la Dumnezeu, diavolul este aruncat afară din cer, slăvit să fie Domnul, dar plin de mânie, vai de voi pământii mare, diavolul s-a coborât la voi, cuprins de o mânie mare, știi, care puțină vreme și se întețește lupta împotriva cui. Femeia a fost, acum dintr-o dată observați, toată lumea s-a repoziționat asupra femeii. În 7 octombrie, toți am fost cu Israelul. Astăzi sunt toată lumea împotriva lui Israel. E adevărat? Toată lumea împotriva lui Israel. Până și americanii, dragii mei, încep să... Domnul Biden se apropie de alegeri și împotrivirea începe să fie din ce în ce mai mare și vorbește în două limbi și nu mai știe ce să facă. Nu știm ce se întâmplă prin spatele istoriei. Un singur lucru este cert. Dumnezeu este încă pe tron. Capitolul 11 din Romani încă trebuie să se plinească, da? Și de aceea, nădejdea noastră nu e în oameni? Blestemat să fie omul care se încrede în om. Dar pe urmă te uiți la sinagogile satanei de prin... Și zici, dacă sinagoga lui Dumnezeu poate deveni o sinagoga satanei, oare viața mea, viața ta, biserica noastră, e scutită de pericolul ăsta? Cum se întâmplă această... A vă spun cum. Începe să ne interesează mai mult ce difuzoare avem, ce ecrane avem, ce programe ne facem, da? Câți bani punem în perș, ce proiecte realizăm. Asta începe să ne intereseze mai mult și nu Hristosul. Eram în Anglia, dragii mei, și am dus să vizitez o biserică foarte faină. În loc de amvon era un keyboard. Și a venit un păstor tânăr, s-a așezat la... keyboard și a început să cânte. Ți-am zis, ce frumos, muzică de ambient. Și începe să cânte și biserica începe să cânte și am zis, wow, ce înseamnă să ai un dotat. Noi am plecat de acolo și săptămâna următoare a fost la adunare generală și pianistul nostru a zis, Dumnezeu mi-a spus că de azi înainte în biserica noastră să nu mai vorbim de păcat, ca să nu jignim pe cei care vin între noi. Cel care m-a dus acolo și-a luat familia și-a plecat. Dragii mei, asta este realitatea în care trăim. Vorbim de toate. Templul era un loc de judecată și de moarte, nu de sărbătoare. Acolo te întâlneai cu altarul și trebuia să mori. Ca să ajungi la sărbătoare, trebuia să treci pe la altar lighean și abia pe urmă puteai intra în prezența lui Dumnezeu. Dar noi nu mai... despre asta. Noi nu venim să ne pocăim, noi venim să ne simțim bine, nu-i așa? Uitați-vă încotro migrează tinerii. Ce fel de biserici căutăm? Mă uit în biserica noastră. Ai copii, te bucuri cu ei, dar când ajung adolescenți, mamă, tată, eu mă duc la... Al părinții nu mai știu ce să facă. Astăzi copiii hotărăsc la ce biserică merg părinții, nu părinții unde merg copiii. Pentru că ce credeți că dorește un adolescent? Cuvânt și predici și studii biblice? Nu. Ce-i cușca asta aici? Că eu nu știu. Dragii mei, nu vorbesc despre voi. Același lucru se întâmplă peste tot. Același lucru. Acum eu sunt bătrân. Dar eu cred că astea sunt amvoanele noastre și interesul nostru. Ca să nu-i pierdem pe tineri. Vorba fratelui Negruț, cu ce adun, cu atât să-i ții. Dragii mei, dacă îi adunați la muzică, știți ce fac după ce au terminat de cântat? Și au telefoanele. Că mai nou nici la masă nu pot sta. Oti, unde ești? Da? Fără să aveți telefoanele în mână?
Nici la masă nu mai poți sta. Eram, dragii mele, în restaurant și tocmai sărbătoreau un grup de tineri și era mama lor cu ei, sau eu, probabil mama unei dintre ei, tot timpul. De la părinte până la copii. Tot timpul. Deci s-au uitat unul la alții. Astăzi sunt vremurile în care trăim. Și mă întreb, la ce mă ajută cartea Apocalipsa? Dacă sinagoga, adunarea Dumnezeului Celui Viu, ca asta înseamnă, adunarea Dumnezeului Celui Viu a devenit sinagoga satanei, pericolul ne paște și pe noi. Ce scrie pe ecran? Cel ce va birui sau celui ce va birui. Și urmează o serie de promisiuni. Dar haideți să trecem peste ele. Celui ce va birui? O provocare pentru fiecare biserică și pentru fiecare membru fiecare al ei. Fiecare membru al ei. Cel ce va birui la singular? Și? Fiecare pe cont propriu. Acolo suntem, fiecare pe cont propriu. Cine e sfânt, să se sfințească. Cine e nedrept, să fie nedrept și mai departe. Dragii mei, bate ceasul. Vreme-i târzie. Și aici trebuie să faci ca în avion. Când cad măștile, care-i regula? Îți pui tu masca mai întâi. Ca să-ți poți ajuta și copiii. Și pe cel de lângă tine. Îți pui tu masca mai întâi. Te legi tu de Hristos mai întâi cu tot ce ești și cu tot ce ai. Și provocările sunt la singular pentru fiecare dintre noi. Ce înseamnă a birui? Da? Ce înseamnă a birui? Care este scopul bisericii? Care este scopul bisericii? Observați, noi de ani de zile, John Stott a definit biserica în felul acesta. Țin minte, în 85 Nora a venit de la Oradea, eu trebuia să plec luni dimineața să stăm 3 zile cu dânsul și era 2 noaptea, stăteam în vârful patului să-mi vorbească despre predica lui John Stott. Și o văd în vârful patului stând turcește, făcând gestul acesta. Ne adunăm ca să-L cunoaștem pe Hristos, nu ca să ne simțim bine. Și ne împrăștiem să-L facem cunoscut pe Hristos, prin trăirea noastră, prin viața noastră. Dar de unde vine motivarea? Din Cel care șade pe tron? Din Cel care a biruit? Din Cel care a venit să ne însoțească în fiecare zi? Observați, Dumnezeu are un scop pentru biserica Lui și un scop prin biserica Lui. Pentru biserica Lui și prin biserica Lui. Să fim acea comunitate în care Dumnezeu locuiește și prin care lucrează. Prin care El lucrează. În care Dumnezeu locuiește și prin care Dumnezeu lucrează. Rolul bisericii nu e în clădirea asta, dragii mei. Nici în cușca de acolo. Rolul bisericii este afară în lume. Acolo unde te duci tu la slujbă, la școală, la locul tău de muncă, la piață, la cumpărături. Acolo suntem chemați să fim lumină și sare. A, dar pentru asta noi trăim într-o comunitate. Ne încurajăm unii pe alții. Relațiile dintre noi, părtășia, dragii mei, este cea care ne propulsează și ne împinge. Ne adunăm să ne încărcăm cu Dumnezeu, să descărcăm păcatele noastre, să nu ne ducem cum am venit, pentru ca să fim lumină și sare unde ne-a așezat Dumnezeu. Și relația noastră cu Dumnezeu, dragii mei, vine și ne împinge din spate să ne împlinim menirea și să spunem ce a spus Pavel. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit. S-a dat pe sine însuși pentru mine. Cultivând relația cu Dumnezeu și slujindu-ne unii pe alții, să fim lumină și sare în lume. Bănuiesc că pentru asta ați venit în Viena. Era atâta lumină în România că nu v-ați mai găsit locul. Zici, domnule, nici mai degeaba aprindem lumina, că nici soarele nu mai ajută pe acolo. Dar am venit în întunericul de aici. Eu am multe neamuri în America, dragii mei. Am și o soră, am și tot felul de... Și fiul meu este acolo. De aceea nu vă judec. Ar trebui să mă judec pe mine mai întâi. Dar când în anii 80 au început să primească formularele mari și românii noștri să plece în America, știți ce fel de poze primeam?
mesele încărcate cu sarmale, cu portocale, cu... Wow, ce bine aducem! Ce bine aducem! Și atunci mă întreb, ca să fiu lumină în cetate, trebuie să ardă lumina lui Hristos în mine. Să refuz compromisul de orice fel și vom vorbi după masă de el dacă vom mai trăi. Doamne ajută și Doamne dă izbândă. Amin. Amin.